Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa a șasea, în care veți învăța să construiți macheta unei zone prin activități în cadrul unui proiect. Pe parcursul activităților veți folosi și consolida o serie de competențe din domenii diferite. Ce este macheta? Este o reproducere la scară redusă a unei zone, construcții, obiect și poate servi ca model de studiu pentru executarea unor lucrări sau într-o expoziție. Activitățile se vor organiza și desfășura ca etape ale unui proiect pe parcursul mai multor ore. În etapa de informare, explorați zona, studiați căile de transport și clădirile, efectuați măsurători și aproximări, notați-vă tot ce vă este necesar. Organizați-vă apoi echipele de lucru după criterii agreate de comun acord și stabiliți rolurile fiecăruia în cadrul echipei, ținând cont de activitățile ce se vor desfășura. După ce ați decis zona vizată, scara machetei, realizați cu sprijinul profesorului desenul la scară, respectând însă normele desenului tehnic. Întocmiți lista cu materialele necesare, încercați să folosiți cât mai multe materiale reciclabile, refolosibile, apoi planificați-vă bugetul necesar construirii machetei. Planificați-vă și bugetul de timp. Găsiți metode pentru reducerea timpului de lucru. Și mai ales, nu uitați să fiți atenți și responsabili în timpul activităților. Construirea machetei începe cu transpunerea desenului pe suportul ales. Construiți apoi fiecare element pe care l-ați planificat în cadrul machetei. Puteți folosi corpuri geometrice din polistiren pentru confecționarea clădirilor sau cutii din carton, ambalaje de la jucării, rechizite. Acestea pot fi apoi acoperite cu hârtie autocolantă pentru a obține un aspect cât mai plăcut. Desenați apoi detaliile de pe exteriorul unei clădiri, uși, ferestre, pentru ca obiectul confecționat să semene cât mai mult cu unul real. Puteți folosi și hârtie cartonată pentru realizarea unor obiecte. Apoi le colorați cu acuarele, creioane colorate, încât să se încadreze în aspectul zonei. Amplasați și fixați fiecare element construit în locul marcat și efectuați apoi lucrările de finisare.
Stabiliți împreună aspectele pe care fiecare echipă le va prezenta în turul galeriei machetelor. Fiecare echipă își poate alege metoda de prezentare. Întocmiți apoi o grilă de evaluare și stabiliți punctajele acordate pentru fiecare criteriu. Apoi, fiecare echipă va acorda un punctaj celorlalte echipe, dar își va evalua și proiectul propriu. La sfârșit, discutați pe baza proiectului. La ce concluzii veți ajunge oare? Mult succes!